Recep Erdoğan și-a început astăzi noul mandat de președinte. El a depus jurământul în plenul Parlamentului Turc, iar ulterior a mers la mausoleul lui Atatürk. Mai târziu, la Palatul Prezidențial a avut loc ceremonia de investire a liderului de la Ankara, la care a participat și premierul Republicii Moldova, Dorin Recean. În cursul acestei seri, președintele Recep Erdoğan urma să prezinte nouă componență a guvernului de la Ankara. Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağımı, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Ulterior, Recep Erdoğan a vizitat mauzoleul lui Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Republicii Turce, unde a depus flori și a intonat imnul Turciei. A urmat ceremonia de investire, care s-a desfășurat la Palatul Prezidențial. La ceremonie au participat oficiali din 78 de țări, inclusiv 21 de șefi de stat, 13 prim-ministri și oficiali la nivel parlamentar și ministerial, dar și șeful NATO, Jens Stoltenberg. În momentul în care Recep Erdoğan a intrat pe porțile Palatului, au fost lansate 101 salve de tun. Unii dintre militari au purtat uniforme din perioada Imperiului Otoman, un simbol al ambițiilor politice ale lui Recep Erdoğan. Ziua investirii s-a încheiat cu un dineu ținut la Palatul Cancaya, vechea reședință prezidențială. Recep Tayyip Erdoğan preia astfel cel de-al treilea mandat prezidențial. Duminica trecută, el a câștigat alegerile cu 52,18%, în timp ce contracandidatul său, Kemal Kılıçdaroğlu, a acumulat 47,82%. Mandatul prezidențial în Turcia are o durată de 5 ani.